Ordonanța 116 reglementează acordarea plăților compensatorii. În baza acestui act normativ, salariații de la stat concediați prin disponibilizări colective ca urmare a restructurării activității beneficiază de un venit lunar de completare. Această ordonanță a mai fost aplicată în Gorj. Persoanele care aveau o vechime în muncă de până la 15 ani primeau veniturile de completare timp de 20 de luni, 22 de luni pentru salariații cu o vechime între 15 și 25 de ani. Cei care au peste 25 de ani de muncă, așa cum este cazul la 400 de mineri de la SNLO, vor primi plăți compensatorii timp de 24 de luni. De asemenea, de la complexuri vor pleca câte 100 de oameni. Deocamdată atât administrația cât și sindicatele refuză să dea detalii despre acest subiect.